E ora 12. Mă introduc în liftul cu Aurica Urica și iau legătura cu sediul. Comunic unde am lăsat mașina, cer alta și informații despre Ene și Bădoiu. Nu a semnalizat niciunul, nici Nina, care a promis să mă caute. Până la Cismigiu iau un taxi. Piesa de schimb, un Renault albastru, mă așteaptă la câțiva metri de intrare în schit, cu cheile de contact în priză. Plutonierul care mi-a adus-o și taie frunze la câini în partea opusă, ginință, nosalte nu salte careva, îmi face semn că m-a înregistrat, după care se implementează pe aleile parfumate ale cișmigiului. Trag adânc aer în piept. Nicăieri nu-i mai uață primăvara ca în cișmigiu. Cunosc o mie de inși care or să mă contrazică, da, eu pe ostal știu. Sunt copil de ora și am crescut pe asfalt. Nu că mama ar fi făcut trotuarul, dar n-am bunit și nici verișor la țară. Pentru mamă? A schimba aerul înseamnă să ia un tren și să doarmă nu oricare alt pat decât cel declarat la poliție. Mai precis, în loc să joace pocăr la București fără cheltuiel de deplasare, filează foițe la mamaia sau sinaia. Ta, nu despre ea e vorba acum. Am ajuns la Cotețo de la More al Ninei, o viluță arătoasă din cărămida aparentă. Ferestrele sunt răscroite în gust în stil maur, unde soarele pătrunde cu șoldul. Dar ce-i trebuie lumină? Intru un curticică, adul mecmeleagul Nici o suflare. Hogeacul Ninei e la parter. Întâi sun, al doilea bat, al treilea bag șperaclul. Pe când eram stagiar, am luat meditații de la faimosul Fane Ială, capel maestru odinioar în lumea spărgătorilor. Azi a tras și el la umbră, nu mai primește studenți. Și-a măritat fetele numai cu gogoșari, cu prinș, E om de afaceri, sponsorizează un partid. Intri la el doar cu audiență. Originea dinastiilor se pierde totdeauna în negura trecutului. Înăuntru, liniște. Interior standard, clandestinitate și atletism. De așternut, pat cât un hipodrom, bar, frigider și cămar asigurate. Dulăpior farmaceutic, provizie de prezervative și cam la vreo sută de prosoape. Cam tot atâtea casete, muzică și filme. Ia hai să facem un pariu. Dacă în colecție există o singură mostră la serialul polonez cele 10 porunci sau alte pelicule din astea superintelectuale cu câte zece nasoi pe metru pătrat și tot atâtea drame bârligate, eu... Hmm, sună telefonul și nu mai am timp să vă spun ce aș face eu. Răspunde roboțelul. Glasul de cănăriță al Ninei invită soav la declinarea identității și formularea mesajului. Personajul de la celălalt capăt al firului așteaptă să se termine poezioara și declicul care îi dă startul. Pe urmă fluieră, cu talent și ureche muzicală, celebru mai al lui Frank Sinatra, cam 5-6 secunde după care închide. E o parolă de îndrăgostiți, îmi place ideea, dar asta nu mă face să avansez. Un tur de orizont prin baie și bucătărie. Sunt încăperile de obligatorie folosință, trădând fie pustiul, fie o trecere recentă prin zonă iar aici s-a trecut. Să pun cleios prosoape umede, spălătorul din bucătărie udea binele. Traga apa la veceu. Curată! Când nu-i frecventat o bucată de timp, primul jet e plin de rugină. După calculele mele, Nina a trecut pe aici și a aranjat ce a fost de aranjat, dar lampa mică o face în altă parte. Parchetul scârțe și mă răsu, ce fulgerător. Un tip se holbează la mine. Ca hartă arată bine, toate punctele cardinale ale Playboyului ului deși moaca în convalescență. Sunt maximum două zile de când a primit un pumn zdravă la sinuzită. Constat că e mai mult decât surprins, speriat. Profit de avantaj, țâșnesc deasupra, cum spun francezii, și îl abordez cotidian. Ce mai faci? Chiar cu tapirul demolat rămâne un golan arătos. Pariez totuși că nu el e tipul care afluera mai voi la telefon. Prea cioban pentru așa ceva. Choban, mi-o confirmă în următoarea secundă. Un sal de panteră și tabără cu pumnii pe mine. Fentez cu grație și îl catapultez în șifonier. Ăla n-are ce face, se deschide și începe să plouă peste bărba cu gen, spălării, de voiaj. Clișeul e fa savuros, te duce cu gândul la filmele cu Stan și Bran. Lipsește doar tortul cu frișcă. E din nou în picioare, încep să cred că are ceva cu mine. Fără somație să încearcă să-mi aplice un uper cu dvân jos. Previn cu o stângă energică. De data asta a adresa el lampa de colț. După toate aparențele are de gând să se stabilească acolo. Nu se mai ridică. Eh, îi place. În sfârșit deschide ochii. După expresie ghicesc ce în capul lui. Își închipuie ca visat. Ce în al meu nu fac impresie. Și-a îndoi genunchii în echer. Peste ei ea târnă cazmalele. Mă contemplă și ofer un profil neglijent. Începe să râdă. Nu mă așteptam la o reacție atât de rafinată și mă interesez. Mi-a crescut ceva pe nas? Cioba nu și-a prind o țigare. Mă privește vesel, deslușesc chiar un licăr de inteligență. Hotărât, nu e un tip cu maniere, da, nici imbecil. Poate râdem împreună, propun. Ești prea caragios ca să fie adevărat. Și se ridică. Vezi ceva, marțiale, polis? Nu așteaptă răspunsul și se duce la bar scoate o sticlă, două pahare, mă întreabă din priviri. Răspundidem că nu. Bea singur fără remușcări. E de al casei. Unde-i Nina? Dacă știam, se hlizește. Mă aflam în altă parte, nu crezi? Aveați întâlnire? Colțul gurii zvâgnește. Respira adânc înainte de a ține un discurs. În mod normal, problema mă interesează numai pe mine. Sunt însă un tip pașnic, nu vreau să am de-a face cu poliția de -aia nici n-am continuat meciul. A, mai menajat. Nu, tocmai, dar m-am prins care e situația și trec pe armistițiu. De deci ce ai sărit imediat la bătaie? Am crezut că ești vreun fante de-al ninei. Sunt prea tânăr, cum zice ea, ca să fiu blazat. Azi noapte în dormitorul din stânga se recitau jurăminte. Înfocate. Vin acum după cinci ore și dau peste un făt frumos. Trec peste chestia cu făt frumos, că am impresia că nu-i sinceră. Pentru rest, mi se umflă bicep și dacă unul ca ăsta poate să fie gelos pe mine, un metru și un pic, ha, înțelegeți? De când sunteți combinați? De șase luni. Când vine în România, mă caută. De data asta, când te-a căutat? Păi e luni, sâmbătă dimineață. M-a sunat la serviciu. Am o față expresivă și flăcă începe să râdă iar. imaginează că am o slujbă. Își strecoară nevoie două de degete în buzunarul ginșilor strimți, de unde scoate buletinul și legitimația de serviciu ca să nu avem probleme. Nu știu ce treabă aveți cu Nina, dar mie nu-mi place să întreabă cu poliția. Sunt virgin. Îl cheamă voi cu domiciliază în București și lucrează la Hotel Flora. Recepționer. Stabilimentul de lux, frecventat în special de pașapoarte albastre cu păr blond. Arieni. Recte, dacă te uiți pe hartă, de la Berlin, ții mereu nordul. Primele locuri în statisticile UNESCO în materie de frigidere în belșugate și autoturisme pe cap de locuitor. Noi îi luăm în schimb la oțel, tot pe cap de locuitor. Ce mai, jimblă caldă la flora, stai și în limbă să te lipești. De asta i vot cu atât de cooperant. Își trece mâinile prin părul zbârlit și se uită la ceas. Nu te supăra, șefule, dar la 12 intru în tură. Și la ce mai venit? Râde parșiv ca o curvă de 50 de ani care în speț arată de 20. Ca să-i spun că o iubesc, vezi? Pasta n-ați învățat-o la academie. Ca să mă răzbun arăt cu degetul spre nasul făcu zob. Unde ai găsit chestia asta? Tipu' chiță Nu răspund decât în prezența avocatului. Se cărăbănește la o adică știu unde să-l găsesc. Comit una din frumoasele greșele ale vieții mele. Una din acelea care nu te lasă să dormi. Ca o amantă infidelă de care spasă. S-ar putea crede că dosarele primelor trei victime au fost abandonate. Lucrurile stau puțin altfel. Când ai de-a face cu un serial killer, e suficient să rezolvi un singur caz din set și ipso fac toți în mână soluția celorlalte. Concentrăm toate forțele în dosarul Wandei. Mi se pare cel mai semnificativ oferă cele mai multe pârtii, în ciuda discreției victimelor. De reținut că toate victimele erau într-un mod anume discrete. Gură cu sută. Bizar că și femeile sunt pit palace de felul lor, cuvântărețe în special de mimondul. i nevoia de confidență să șetaleze umilințele sau realizările materiale. Înainte de toate însă, există omul cu contorul, hergelegiu obligatoriu al fiecăreia, cunoscut de toată tagma. Notabil că în speță garidele nu iese la rampă, acționează din culise. O explicație ar exista. Niciuna dintre cele patru nu făcea prostituție de gang, nu și-a mușterii la colț de uliță, iar cu excepția Vandei, angajată la club, toate lucrau doar la domiciliu. Deci, nu aveau contact cu colegele de breazlă, nimeni nu intra în intimitatea lor. Nevăzut, neauzit, egal necunoscut. Cheilărul nostru s-a baricadat în ceață. Plutim în grimister, iar eu simt înăriu aromă de lulu de cașarel. Cam 200 de dolari flaconul. Peisajul se completează de la sine. Cartier rezidențial, carte de vizită impresionant, semnalizări de prezență în VIP, VIP și altele asemenea pe care ne-a pălache, dă bani ca să strecuare un ochi în dormitorul high life-ului epocii de tranziție. E teamă de ideile fixe, da? asta mi se înșurubează cu obstinație. Garidele e mare mahăr cu statut inatacabil. Cel mai infect stil de afacere. Îți cresc cu ele în cap ca ciupercile. Nu ți mai încape nicio pălărie. Am de gând să-l provoc pe bădoiul la un pariu în sensul ăsta. Tot mă duc la sediu. Mă îngrijorează situația Ninei. Mă întreb unde naiba se ascunde. Sunt sigur că încearcă să dea de mine. Dacă nu o face, înseamnă că îi închingi, strâns, talonată. He, Nina n-a telefonat. O sun pe coana urica. Nimic? Da, insistă să revin după ora 14. De ce? E o înțelegere de-a lor mai veche, de pe vremea când Nina n-avea pașaport nemțesc și mai sălta gălbenușul prin tramvaie. Dacă se afla la Ananghe, băga o sârmă la ora două fix și bătrâna știa ce are de făcut. Poate că acum va proceda la fel. Sunt sceptic, dar bineînțeles că voi reveni. Sosește și Ene. Băiat, ăsta e mult prea expresiv. O față pe care citești imediat harta sinoptică a câmpului baric. Cuvintele astea importante le știu de la Meteo TV. Abar n-am ce înseamnă, da, sună impresionant. E.N. are o figură ideală pentru un actor. Vorbește singur cu gura închisă. Pe șleau. N-a făcut nicio brânză oarie de nebulozitate de origine anticiclonică. Ea a cuprins întreaga făptură. Întreb scurt. Nimic? Nimic. Pe farfuza la care te-a trimis bădoiul ai găsit-o? dă din cap afirmativ. Îi expediez un bobârnac cu un bobârnac pachetul de țigări care glisează pe sticla biroului și îi aterizează în poale. Glăsuiește, fiule! Am dat de ea fără probleme. Rânjesc. Nu m-am îndoit o secundă că informația babuinului e de primă mână. În materie de maidaneze, e computer. Ce, nu cunoaște? Încă pentru un degetar și mai rămâne loc. Știe și ce culoare de kilos preferă fiecare. Cum e stabilimentul? Mai special ca faună, multe nume de afiș moace pe care le știi de la televizor și din filme. Aproape cu toții purii, tinerii pe vremea lui Gheorghe Udeș, hei rup și înghețata pe băț. Prețuri moderate ca floră, japițe de categoria a doua. Normal, artiștii n-au bani, cei mai mulți. Bașca, după cum umblă vorba, toți ne poți bun de bunica ai lui Hagi Tudose. Zânele first class nu-și fac parohie la calici. Cum e vivițețe? A ce miroase? Aș zice busuioc, prietenoasă, cooperantă. De ce zice țețe? E ne ridică din numeri. Nu știu ca poate unde vorbește de te doarme. Altfel n-am văzut în viața mea o talie mai subțire. Intră într-o ferighetă. Îți vine să o pui jos asta ca impresie generală, dar o uiți imediat. Cel puțin așa o văd eu. Vezi bine, le-a cunoscut pe răposate? Nu, i-am arătat și fotografiile. Vivi e convinsă că au fost dame de circuit închis, niciuna n-a făcut trotoaru'. În ierarhia borfetă, reprezintă o castă superioară. Exact, în tacmă li se spune telefoniste. Practic, contactul se realizează prin telefon. Există o centrală unde se primesc comenzile și care repartizează clienții, în funcție de preferințele declarate, unei salariate sau alta. În consecință, fetițele nu fac vitrină și nu-și caută ele mușterii. Stau acasă la televizor și așteaptă telefoane. Ce părere are Vivi de sistem? Mă interesează unde ar putea interveni în înțelegerile cu patronul. Jură că pentru nimic în lume nu s-ar băga în rețea. O citez. E o iobăgie curată, frumosule. Eu cel puțin pe prăvălia mea am drept de opțiune. Pescărușul nu mă obligă să fac aerobică cu orice papacioc dacă mie nu-mi cântă. Plătesc dijma și nu mai are treabă cu mine, că eu aleg. Am râtele astea cu telefonul. Nu știu niciodată cu cine au de-a face până nu sună ăla la ușă. Și acilea nu ține refuzul, nu ține biberonul. Și cât ar fi de bara gladină și jegos clientul. He <hăhă>, nu poți să-i dai cu flit. Cui ce-i pasă de digestia ta? Nu-ți mai povestesc de gălbinari. Îi mai sadici, mai perverși și îi mai ticăloși din toată seminția. Cojmarul telefonistelor!" Au făcut ele scandal, dar pe urmă și-au fixat oră la dentist. De ce adică? Îl întrerup. Le-a luat peștele la puni? Absolut. Orice răzvrătire e imediat și dur sancționată ca să nu se creeze precedente. În afară de asta, fiii fi Soare Răsare plătesc foarte bine. Sunt de la distanță clienții cei mai grași, niciun patron nu iratează. ratează. Da, grea pâine. Acu te duci la Macri. Mă interesează lista cu femeile dispărute începând în cu 1990. Bineînțeles, tinere până în 25 de ani. Sare de pe un ca o minge de cauciuc. E ceva care îl caracterizează parcă ar avea arcuri, domne, nu încheieturi. Visul lui era să ajungă cascador. Ea plâns mai că s-a pe umeri riscuri prea mari, ea văd, vă el copil unic și a renunțat. Că parcă poliția ar fi sanatoriu. Cei mai mulți oameni au reprezentări ciudate despre ceea ce se petrece în jurul lor. Ce faci de seară, așa, cam pe la opt? O privește nedumerit. Aveți nevoie de mine? Aș vrea să vizionăm împreună casetele Vandei. Vine și capitanul Bădoiu. Mai mulți ochi? Ne, poate găsim ceva. La două și un sărt o sunt pe coana aurica. Nu e care să-și piardă lezne cumpătul, nici Nina nu-i să se împiedice într-un cotor de măr, Totuși e speriată. E convinsă că a încercat să o contacteze. De trei ori a sunat telefonul la ora două, dar s-a întrerupt legătura până să zică alo. Face ceva în telefoanele lui Pantiș, poate că omul are vreo daravele importantă. Gata. Știu cu cine nu votează la anticipate, așa că o întrerup. Dacă a fost ea, o să te mai caute. Dumneata să stai pe fază. Că noi sta pe oală. Bombăne. Treaba dumitale, chestia să fii atentă. Nu deschizi nimănui, nu primești pe nimeni nici cu legitimație de casa albă. Mă crezi, mandarină? Am amânat cana asta și-am tras toate zăvoarele. Ar fi bine să-mi trimiți un bodegard în ăla de rupera în lanțuri la circ. Nu mai sunt în putere cum am fost odată. Am și făcut-o, casă ai pusă sub supraveghere. Voi reveni telefonic din oră în oră. Sunt 10 casete în total. Un număr de striptease cât de elaborat ar fi durează maxim 10 minute. Vizionarea va dura cam două ceasuri. Tocmai bine vom descinde la crocodil spre ora 11 când începe mișcarea. Sortez filmulețele pe criteriu cronologic. Nu probleme, pe fiecare etichetă sunt trecute patria, anul, stabilimentul. Vanda era o pedantă. Sună telefonul și mă arunc asupra lui ca un ghepard. Față de importanța mesajului, puteam să mă deplasez și erit de spondiloză. E, mama grozav de emoționată, mă anunță că s-a fixat data. Sâmbăta cealaltă, adică pe 16. Se mărită, a 11-a oară. Pe bune, la primărie cu flori, șampanie și mulți antrăiască. Ultima oară cu cinci ani, unul din invitații în virtutea inerției a continuat de unul singur. Și altă dată, și altă dată, e, iete că a avut dreptate. Adevărat însă că pe trei din cei zece i-a bisat. De pildă a divorțat de-al cincilea soț, s-a măritat între timp de două ori, i-a parolat și a opta oară s-a recăsătorit cu al cincilea. Tot cu binecuvântare de la vecinul cu tricolorul, verighetă și schimbare de buletin. N-am timp să mă lansez în considerații de ordin psihologic, dar trebuie să recunoaștem că e ceva să găsești trei inși dispuși să greșească de două ori cu una și aceeași persoană. Celor mai mulți dintre soții divorțați le e de ajuns doar să-și zărească fostul partener ca să traverseze pe roșu și trafic aglomerat. Ca de fiecare dată mă asigură că acum e ceva pe toată viața. A găsit în sfârșit omul după care a tânjit 53 de ani la Flori. S-au decis asupra localului, meniului, listei de invitați. Natural, frații ei lipsesc. Nu mai semnează de prezență de la al cincilea mariaj. După părerea lor, Chestiunea e neserioasă și absolut toți, mireasă și miri, au ceva cu vasermanu, chiar dacă la analiză nu se vede. Și naiba, vrea mai multe verighete decât congrese pe cere? În realitate sunt meschi li lisa le hămeții de atâtea cadouri de nuntă și am impresia că mai mea și-a băgat în cap să le puizeze cartea de telefon. Soneria. Promit o vizită în următoarele câteva zile ca să nu fac cunoștință cu tata, chiar la primărie. Și mă repet să deschid. Un deget mulgar s-a proptit în sonerie și-a acolo. Nu poate aparține decât lui bădoiu. Ce n-ai, domnule, răbdare? Abui nu s-a oprit direct la bar și mi adresează un rânjet ambiental. Așa te-a învățat pe tine presa independentă să ți aștepți Oaspeții să i țipă la uși? Dar pe tine cine dracu te-a învățat să vii la șapte jumate când ai fost poftit la opt? Poate că îl luam clistiru. Nu-i frumos să vorbești urât. E mieros de teamă să nu-i încui barul. O sticla cea mai plină, o facă și chipuș reia expresia diurnă. De babuin care se crede spiritual. Brusc rotunjește ochii. Se miră gros, se miră lăbărțat. A observat fotografia ginei în bibliotecă. Îmi mușc buzele de necaz. M-a luat maică mea cu telefonul și am uitat să o ascund. Gina și caritasul sunt subiectele care îl fac fericit. Dacă l un întins de braț, se află și un litru de vodcă nu mai cere nimic de la viață. De regulă nu-l ascult și uneori îți chiar să nu-l aud. Nu-i lesne. În materie de garagață, babui nu-i maratonist. A înțepenit în fața fotografiei și continuă să se prăpădească de uimire. Să nu mi spui că mai oftesc după alivancă. Rândul trecut parcă o și -și din galantar. Ce dracu ai pus seuri? Rândul trecut fusese mai dibaci și să o ascund. Mi-a prin nervos o țigară. Nu sunt fumător, că e de notorietate. Bădoiu care depășește două pachete pe zi mă mustră duios. De ce fumezi? Știi că împiedică la creștere. E motivul pentru care nu m-am apucat de fuma la vârsta când o fac toți puștii ca să se dea grande. Eram cu clasei și ca toți scundacii aveam complexe. Ca să cresc, aplicam toate metodele, inclusiv trasul până în pârâia coloana. Țineam seama de povețele cele mai absurde. Cineva îmi explicase că nicotina frânează dezvoltarea. Nici o amenințare de pe lună, lume n-ar fi sunat mai convingător. Ca prostul i-am povestit poanta lui Bădoiu și tot ca prostul mi-l făcuse în confident în acele furtunoase zile când mă plimbam cu Gina, ținându-ne de degetul mic. Mai corect, zilele n-aveau nimic furtunos. Din potrivă, un curent de aer cald de origine mediteraneană se oploșise peste oraș Europeala a atârna în aer. Păsările aveau plumb în aripi. Furtună era în sufletul meu. Micuță și rotundă ca o mărgică, muream de dragul ginei. Chiar așa, muream. Vreo șase luni am fredonat în stilul ăsta. O atingeam numai cu flori. Nu știu nici măcar ce număr la sutie îmi purta, dacă purta în general. Ce s-o mai întind? Până la urmă s-a măritat cu un fotbalist. A urmat o terapie în stil bădoiu cu rafturi de vodcă, văduve prințare și versuri de șteo Iosif al plăsis devenit clasic. Caut o replică nimicitoare și tocmai de-aia nu găsesc. Apare ene și prin meciu. Îi place să fie gentil și mi-a adus un buchețel de zambile. Babuinu nu scapă ocazia să aruce o boabă. V-ați logodit? Pun prima casetă, micșorez lumina și începem să vizionăm. Ce să vă spun, film făcut în nemțime. Calitate ireproșabilă, operatorul vede meserie. Întui un tur de orizont prin local, suficient de loc ven ca să-ți dai seama cât ar costa doar bac și șuportarului. Smokinguri, papioane, de colteuri, vitrine, vii pe care și expun ultimele creații Guvaiergii și Simandicoș, dal de cartier. În niciun caz Cristin Valmi, ochii lui bădoiul cercetează, hulbav, paharele de cristal cu lichior de toate culorile. Ciorbea băia! Ce n-ai să bei tu niciodată?" Îl asigur." De unde știi? Poate că știg la Caritas." Îl trimit undeva." Nu vrea să se ducă singur." Un spot de lumină bleu de nui se concentrează asupra vandei. Un cerc perfect care o ține prizonieră. În restul scenei, o beznă ermetică. Muzica țâțătoare, pian, coarde, suflătorii șomează. Mi-amintesc de remarca lui Marii Istanbul și sunt atent la rinichii vandei. Are dreptate. Torsușalele sunt cele care pictează mișcările cele mai fastuos, excitante, și nu atașu. Îi urmăresc expresia feței. Firească, absentă, impenetrabilă. Totul cât se poate de normal. Așa se furlandisea și măsa mare când punea de mămăligă. E formidabilă. Suflă Ene. Bădă, uștoarnă de băut cu un ochi la pahar și cu celălalt la lavanda. Ce notă o fi avut asta la socialist științific, tot ce face e absolut dialectic. Hainele se desprinde de trupul într-un relanti insinuant care împinge la dulce exasperare. Mâinile au grația grumajilor de lebădă, nu l-ar fi nemulțumit nici pe Ceaikovski. Asta e artă, băieți, artă adevărată, nu mai dan. Arătați-mi un singur truc care să fie obscen. Parcă e o ducesă. Locotenentul Enei e de acord cu mine. Corect, bos, te fascinează, te excită, dar îți impun un soi de respect. Să zic că mâine metrou. Nici n-aș îndrăzni să o ating. Și nu numai eu sunt convins. Zău! Se miră bădoiu. du într-o tavernă cu Marina Rexoviete și pormă discutăm. În ce -ai mă privește, sunt elucidat. Ăsta a fost secretul Vandei. Distincție, grație și un firesc convingător, excluzând în capul locului orice tentă de vulgar. Trup pictat, desigur, da, s-a mai văzut. Unică rămâne pe celelalte. Tras linia, talent, s-a născut cu meseria în sânge. Isprăvim casetele nemțești, fiecare cuprinde al număr variațiuni pe aceeași temă. Mai notabilă prin originalitate, simularea unui act sexual având drept partener o biciușcă de călărie, prevăzută cu o măciulie de argint. Unele cuvinte folosite în tandem generează absurdul, dar n-am încotro. Sobrietate excitantă. Asta îi semnează toate șourile. Osta a fost stilul ei. Facem o pauză comentarii. Ene se amuză închipuindu-și cum ar reacționa maică sa dacă i-ar prezenta un exemplar striptis. Uite, mamă, asta e fata cu care vreau să mă însor. Nu o să-ți dea voie, declară serios babuinu. Pariez că ți-a -ți și ochii tuna cu kilos de stambă până la genunchi, care știa face rântaș economic. Eu pariez în sinea mea că a sesizat ceva care nouă ne-a scăpat, dar de formație de pocherist înverșumnat își disimulează cartea. Când îl vezi așa, o tova și cu 49 la pantofi. N-ai bănui care un spirit de observație al dracului de fin. Nu de alta, însă fizionomiștii afirmă că tipic cu picioarele mari n-ar fi prea subtil. Dăm drumul la casetele Crocodil Club. Alți bani, alt inventar. Ori unde ți-ai propti privirea. Adică poleială. Nu, aur și asta e inadmisibil de scumpă. Doar numerele Vandei sunt aceleași. Reflectez încă o dată la cota profesionalismului ei. Lucra cu aceeași curatețe ca la nemți, fără concesii de prost gust, fără chiciuri gen, ține de inimă să pe izani. Prestație impecabilă, nu simți deosebirea de valuta biletului de intrare. Babui nu e încordat ca un lynx. Țigara îi se stinge între degete, a uitat să și bea. Îmi cere să pun caseta de la capăt. După șapte-opt metri de peliculă, mă oprește. Stop! Rămâi pe cadrul ăsta. E limpede că îl interesează secvențele de atmosferă. Mă uit curios mese, lume, în prim plan o pereche de picioare de coltate până la ovare, pe fundal, bateristul. Ambianță clasică, nu observ nimic special. de i drumul unde e purașul. Bădoiu se ridică și pune degetul pe ecran. Ăsta. Apare în patru casete. Totdeauna singur. Un bărbat între două vârste aflat în plan secund. Are o absolută mai frecventă la bărbații foarte grași. Nu cunosc explicația științifică, dar priviți în jur și vă veți convinge că e o realitate. Slabi cât de chelboși, tot mai au ceva mărar. Tipul lui pare filiform, fața numai gropițe. Sub pomezi la tâmple și ochii sunt înfundați, impresie accentuată de arcadele proeminente ca niște streșini. Caliură generală, eleganță și distinție blazată. O figură care nu poate fi trecută cu vederea. Ciudat e că nu l-am remarcat niciene. Insist contrariat, zici că Gagiu apare în patru casete? Babui nu adulme că un pește mare și se grăbește să mă provoace. Pui un pariu? Top o chenzină. Nu ține, am pierdut la Caritas. Ne-am traistă. Mi-am notat casetele 3, 5, 8 și ultima. Chiar când imaginea e fragmentată de persoane care se suprapun, apare cât un detaliu de al monșerului. Relăm secvențele de generic ale casetelor indicate. Bădăiul îi le explică. Stop! Aici! Fiți atenți la individul în smoking roșu. A ridicat brațul ca să-l cheme pe chelner. Uitați-vă peste cotul lui. Vedeți autostrada gagiului? Hai că e inconfundabilă. Un nou guguiat. Corect, recunosc. Ai dreptate. Manevrează la fix aparat și casete cu degete îndemânatice de iluzionist. Personajul mai apare la aplauze și în imagini întâmplătoare, cu public luat în timpul show-ului. De fapt, bucăți de personaj jumătate de profil, ochii vicioși, mi se pare mie, un troacoart cu, cu urechea în prim plan. V-ați edificat? Să sperăm că nu e o coincidență, spune Ene. Mâna lui Bădoiu a alungă o muscă inexistentă. Dacă asta e coincidență pe mine, mă cheamă Felix Lăbarovici Drjinski. Ar mai exista ipoteza ca Nachelie să fie vreun fan de-al Vandei, microbist care nu scapă niciun spectacol. Dar bărbatul semnează condica în patru casete iar una e trasă la Düsseldorf. În fine, greu a crede că a luat Lufthansa numai ca să o vadă pe Vanda cum își scoate chiloții la București. Sunt un tip care nu exclude nimic din capul locului. S-au mai văzut totuși cazuri. O dragoste pătimașă îți ia mințile și numele ei. S-au comis cu mult mai multe decât să iei un avion. Babui nu rânjește și se uită ostentativ la pozaginei. Vorbești din experiența ta revoluționară? Îmi ies din fire. Bă, seralistule, ai auzit de Antoniu, de ălălaltul Eduard, care a renunțat la dita Imperiu Britanic de dragul lui Madame Simpson. eh? Asta le știi din seriale, mă întrerupe clizindu se Ai uitat-o pe Lady Hamilton, pe japița ilantă, care a ajuns în părătea să mai ca Rusie, de Iosefina Lunentu bună parte, și n am misprăvit apelul. Amestești situațiile, vroiam să-ți demonstrez că ea nu-mi demonstra nimic. Poicolea un pariu cu mine că chelul nu e un fan de-al și că nu pentru fițe secții ținea urma. Al doilea pariu, că există o legătură strânsă între moacă ăsta și asasinarea ei. Susți că el e criminalul? N-am spus asta, deși e posibil. Sunt convins însă că face parte din distribuție. A amesteca până la chelie în afacerea amazonilor răpuse. Care ți pariu, neamule? E nerâde și refuză. Nu-și permite să riște. Mai că s-a desfășoară o strategie bugetară care îi permite să sesizeze orice deficit, chiar dacă e vorba de o singură bere consumată peste normativul stabilit. Pe mine m-ar tenta. A, nu că i-aș contesta ipoteza, dar ați jucătorul din mine. Abui nu afirmă că dacă aș avea -o în față pe Cindy Crawford și alături un pariu cât de modest, m-aș arunca pe pariu. Reușesc să-mi amintesc la timp de datorii și de cadou de nunt al maică-mii. Cu durere în suflet, ignor provocarea. Ne luăm hainele și ne cărăbănim la Crocodil Club. Imobilul e așa cum sunt toate mai în zonă. Șoseaua Chiselef, ce părere ai mata! Genul ăla de căscioare pe care se dă în realitate lupta din Parlament. Să o spuneți și mie când ori mai trage vreodată apa acolo, foștii proprietari de os burghez Grădina superbă nu datează din epoca modernă. După capul meu, copacii existau dinainte de ciuma lui Caragea. Baftă pe ăștia care cu cât îmbătrânesc, cu atât devin mai frumoși. Mai cunoașteți vreun fenomen similar în natură? Ne-am parcare nou, mai harcana să nu stea în priveală. Ce vizionezi aici în materie de patru roți? Te umilește. La intrare taie frunză la câini portarul și doi genitori în costum și cravată. Bărba, țepen, bine legați, tineri, au șișuri în priviri și sunt sigur. Revolvere la ficat sau rinichi în funcție de stil. Mai mobilează peisajul viu trei duleri de garsonieră. Adică au drept domiciliu stabil cât o garsonieră. Dacă se ridică în două picioare, mă iau cu un cap. Până un alta, ne arată măselele care n-au nevoie de dentist. Geala ține măsoară circumspecți. Alcătuim un trio bizar. Luați în parte, mai treacă, meargă, dar în grup dă film de comedie. Portarul doldora de cea prazărie aurită se interesează fără să zâmbească. Dumneavoastră? bădoiu își face loc în față. S-a decis pentru cea mai detestabilă îi postează din galeria lui de personaje. Mitocanul a ajuns. Recte, ceapă, whisky, scobitoare în colțul gurii, acustică zgomotoasă la toate orificile și ghiula la regele cioabă. Rostește scurt. Consumatori! Localul e rezervat! Ce spui amirale? Se minunează babuinul rotindu-și ostentativ privirea. Păi în coșmelia asta intră jumătate București! Ia fi amabil și mută fizicul, găsim noi o masă. Simt un schimb de priviri cu gelații și suntem lăsați să intrăm. Chestia nu-mi place deloc. Ne-au mirosit și acum vor da alarma. Șase balauri. Asta numai din cauza lui Bădoiu. Țipă e poleții pe el. Chiar și în vârf de munte cu sarică pe umeri, bari în cobaci în conjura de mioare. A ținut însă morți și să vină cu noi. Se consideră un as în materie de birturi, iar pe noi, mocofani. Plătim biletele de intrare unei blonde pe care nu o crede nimeni și coborăm scara de marmură, așternută cu covor roșu. Babuie nu încântat. Pășește pe preș prezidențial ca cu și Bill Clinton. Nu mai el e în stare de asociație atât de cretine. Eu sunt mai puțin încântat. Exact la ce mă așteptam. La capătul treptelor suntem luați în primire de un gagiu în smoking, ci că directorul stabilimentului, după aspectul construit și aerul afișat, ar vrea să se identifice cu un crupier distins, de pe distinse și opulente meleaguri. Are o față pieptănată și pare proaspăt ieșit de la coafor. Șuvițele de păr sunt ordonate artistic și date cu gel. Scrâșnetul măselelor îi se citește în priviri, dar ne zâmbește profesional și ne conduce spre o masă liberă. Am vaga senzație că l-am mai văzut. Abuinul apostrofează cu familiaritate grasă și sigur de efect. Auzi, bibicule? Și îl împinge cu degetul bont în goarafa de la rever. Plonjează-ne mai pe lângă ring să vedem lingeria. Tipul se crispează și pum, nu ar vrea să-i plece. Ne pare rău, sunt mese rezervate. Bă, doi uiar de o palmă zdravănă pe spinare de parcă ar fi mâncat cândva la aceeași cantină. Lasă vrăja la amigo, chestia asta ne-a cântat-o și caragiosul a dă de la poartă. Uite, aia de acolo ne convine. Este exact masa pe care și-ar fi ales-o orice filator. Lângăzit cu perspectivă panoramică asupra întregii săli și controlul intrărilor. Nu mai contează tot, ne-am desconspirat. Ne așezăm fără ca ălălalt să mai crâgnească. Bă, dă o comandă scurt. Liturghierul! Poftim? Lista ce? N-ai învățat carte? Te pui la capătul puterilor și o simt după respirație. Ne aduce meniu un copertat cu cheltuială în piele vișinie și se retrage. Facem cunoștință cu atmosfera. Bani peste tot. Și pe ziduri, și pe mese, și pe scaune. Bădoiul studiază lista concentrat. Ce prețuri poate să aibă ăștia? Sunt nebuni. O chelnăriță de cinema vine să ne ia comanda. Miroase a beefsteak și a parfum bun. Babuie nu opinează pentru campari. E dulce, amar și taie considerabil din apetit. Fătuca ne surâde fără plombe și se duce la bar să ne aducă licorile. Enei privește fundul picant. Cele mai multe femei nu-l au. Ori e căzut, ori plat, ori prea lăbărțat. Al fetei e rotund, ușor bombat ca al negreselor care au auzit că există Naomi Campbell. Adică nu se aruncă la proteine și reproducere în serie. Trec în revistă consumatorii pe muzică interpretată de o orchestră de mâna întâi. Deși pletoși, nerași și tatuați, nu îți fac greață. Pentru că sunt tineri arătoși, nu mai vână. Când se dau însă în aceeași stambă burtoși sau chiar costelivi, cu cosițe colili și gura plină de acrilat, îmi simt stomacul revoltându-se. E o frumușică, observă Ene cu ochii țintă după chelnăriță. Bădoiu mârâie. Are un ochi mai frumos decât celălalt, fiți atenți că ne țin în faruri. Te așteptai la altceva? Ăstora le-am stricat seara și noi o pierdem de pomană. Realizez că atâta timp cât facem umbră în cartier nu mișcă nimic? Nu se știe niciodată, aveți răbdare. Continui inventarierea mușteriilor. E lumea cauză-efect la care mă așteptam. Câțiva dintre marii noștri afaceriști cu inconfundabilul aer de suficiență. Nu s-ar schimba nici cu sfinții Petru și Pavel. Dacă aici se află măcar unul singur cu legitima de la nunta de argint, eu mă transform în pompier. Fac excepție, desigur, tinerile mariaje unde diferența de vârstă dintre os bătrân și frăgezica înțolită la Cristian Lacroix e de la 20 de ani în sus. Mai recunosc două manechine de succes, câteva vedete de muzică hop și țop, o celebră creatoare de modă băștinașă cu tupeu Coco Chanel, o alta cu pașaport 50 de stele care ne tratează de tribali, deși mai are neamuri pe la huș, străini, funcționari de ambasadă mai mărunți, câțiva gigolo în șomaș de moment, trăg în linia distinție și rafinament, originale. Îmi atrage atenția o pereche aflată în spatele nostru. Sunt sobri, eleganți, silențioși, gentlemeni autentici. Le semnalez prezența, dar apoi nu ridică din umeri care are altele pe cap. Când fund pican ne aduce băutura, întreb așa de Madacascar, ca să văd reacția. La ce oră e numărul Vandei?" Nici asta nu s-a născut la ultimul seceriș." Îmi surâde cât poate de natural." La ora 12 are primul show." <fie> Zexe. Adică ăștia nu știu că Vanda nu mai pune piciorul la crocodil în veacul veacurilor, amin." Apare o guristă imitație Madonna care ne demonstrează ce condiție fizică bună are." E la mod acum, dezbuci un pe scenă de parcă toți ar fi profesori de un, doi epileptici. Îi ține tira corpul de balet al clubului. Slipurile paietate le intră în fund ca o sfoară și mi închipui că senzația trebuie să fie subtilă. Personal, încerc altă senzație. Simt că suntem ținuți în faruri încrucișate, câte un filator de fiecare punct cardinal. La mie zi, a rămas directorul cosmeticat, dreapta doține barmanul. Pe ceilalți doi, nu știu cine sunt, dar nu ne scapă o secundă din priviri. Bădoiul se află într-un moment de meditație. Privește fundul paharului gol. Păli de o inspirație bruscă, îl schimbă cu al meu din care abia am sorbit. Îmi de ca un serafil blond. Știi că nu-ți face bine. Hmm, neîncăpătoare de fapte bune ție ziua. Se sting luminile și aprindem lumânările de pe masă. Face și noi ce vedem la alții. Muzica încetează, liniște ca la Ateneu. Pe stradă țâșnește jetul circular de lumină albastră din casete Vandei. Bădoi îmi suflă. Gentlemanul de la masa aia, unde te uiți ăsta din spate cu tipa în verde? Mi-a arătat euri, Nu te întoarce că nu-i frumos. ce cu el? A tras o bășină în si bemol. Îl tratez ca pe nebuni, adică serios. De unde știi că el și nu ia? Mă, face expert, nu era de -o damă. Ok, Acum explicăm-te, rog, semnificația fenomenului în contextul sociopolitic și economic actual. Ca să nu-ți faci complexe, tărzăne, al taică, cum ești tu de la țară, nu prea scos în lume, că tu te tragi din cruciați. Ta nici că mă sparie milor zi de față cu toneamul lor, a adormit -o și ne-a adormit-o. Ești beat. Aș. Ridică arătătorul, semn că ce urmează e adânc. Una să reții. Și câinele mănâncă dentruoacă dar nu-i bun cârnați. Liniște că intră filoxera. E tânără și apetisantă, dar s-a mai văzut. Față de Vanda, nici măcar distribuția a doua. Ce să mă plictisesc. Am ratat din start prospecția, nu are sens să ne pierdem noaptea. Cazmaua babuinului mi se înfige în braț fără menajamente. Mă răsucesc furios, gata să-i aplic un pum la unicul molar de minte, dar nu-mi lasă timp. Chelu! Șuieră! Acu a intrat la toaletă. Șurel, crocodiliștii nu trebuie să simtă că s-a întâmplat ceva. Ene se ridică fără grabă și se duce ca tot omul la veceu. Dintre noi, Caliură, ca e cel mai prezent să firească într-un bar de noapte. Eu fac teren. Concret, mă pot fățui prin sală fără să blochez perspectiva. Așa cred eu, pentru că unde ește stânga, mă apostrofează să -mi mișc scaunul. Zice să stau jos. Mă lipesc de o coloană încercând să reperez masa de la care s-a ridicat chelul. Cau deci una fără locatari, deoarece în casete era totdeauna singur." Am găsit-o." O sticlă de șampanie destupată și un singur pahar." Bădoiul rămas la masă are controlul întregului teatru de operațiuni." lui iese de la toaletă. Aruncă o privire indiferentă mașinală prin sală." E înțolit într-un diplomat marin la două rânduri." Ca să te avantajeze stilul, trebuie să fii inal și suplu." Preferabil și distins cu mâna stângă în buzunarul de la pantalon și o țigară bună între degetele de la dreapta. Vezi Humphrey Bogart în Casa Blanca. Dacă i tai capul, că lui seamănă leit. Amândoi mostre de bărbați de club England style. Se mișcă cu dezinvoltură, simți că e acasă. Când își moaie buzele în cupa de șampanie, îi observ mâna virilă și șopardul alunecat, neglijent pe poanie. Figura, acum că îl vizionez de la nici 3 metri distanță, înspăimântă citând-o iar pe mare Istanbul. Dacă aș avea o moacă ca a lui, aș umbla cu spatele. Tot capul doar găvane și gropi, i o de mort. O tigvă, distins, nu-i vorba, dar te ia cu rece. E mă privește intens. Pe semne sunt frumos. Recur la dicționarul de gestică și-o întinde. Să fie pe fază cu mașina pregătită dacă evenimentele se precipită. Consta că am anticipat corect. Chelu face notă și abandonează prin cear sticla de șampanie în care a consumat doar două pahare. Trece razan pe lângă mine și îmi comunică pe un ton imposibil de calificat. Aveți o masă liberă. m am mirosit și mă ia pe fermoar? Am abilitate cu care nu suntem obișnuiți? Aș și paria că tipul habar că exist și mă simt îngrijorat. Mă uit la bădoiu. A, și dispărut. O iau după ei. În drum directorul cel cu afață înclină într-un echer care cântărește așa cam la vreo tonă de mișto. A aromat cu diun. Individul se comporta anormal de normal. Îi voi spune de acum înainte țeastă. Că el unul reprezintă prea acum ceva la mitică sindicat, ce orbă de burtă și nevastă fără pedicură. Or, omul meu ca persoană sugerează rafinament și morgă. Homar, săruri de baie și sex pe muzică de Vivaldi. Bac și șuiește din vârful degetelor portarul și străbate liniști curtea. Zmeii bodegari au dispărut. Da, asta s-o creadă electoratul. Pândesc din urmă, și zice că le simt răsuflarea în ceafă. Se Cea asta nu răsucește nicio clipă capul. Nici reflex când potrivește cheile în broasca portierei. Se instalează calm la volan și deramarează lin ca orice cetățean care are Constituția în sânge. Ori eu am pierdut nordul și îl suspicionez fără niciun temei, ori bărbatul joacă tare. Până la alte concluzii, turismul în care s-a introdus mă lasă perplex. Mă așteptam la ceva gen Las Vegas. Ei bine, schimbă vitezele la un trabant. Dacă aș avea timp, aș încerca să-mi amintesc când l-am văzut pe ultimul. E, ne mă așteaptă în priză. Urc și babuinul sare după mine. Ce părere ai? Bădoiul decretează scurt. Ca cealma? Poate ne-am înșelat și tipui virgin. Nu. Urmărim trabantul fără probleme și o leacă altfel decât în filmele americane. Fac tumbe limuzinele iancheilor în plină zi, fițe și piruete, scrâșnesc și explodează. Nu, trafic, nu un la leargă, ia de nebuni, fără să deranjeze pe nimeni, pustiu ca în Sahara. În loc de nisip, bitum, când se caftesc, tot e chebana. Nu știu cum naiba, dar tot în depozite nimeresc. Schele, scări zigzazate, interminabile, spații etaje, etajate, sparte, cu vizibilitate perfectă, lăzi și navete suprapuse, să aibă oamenii ce răsturna. Butoaie goale și pline, containere, țevi și druși de fier la mână și Obligatoriu un telefon. Funcționează întotdeauna, iar adresantul răspunde prompt. Nu există pe tot traseu niciun scurt circuit. Noi suntem însă în București by night. Urmărirea e comodă. Bădoiul e la pândă, se așteaptă la un liftat. Ți conduce ca într-o Nu se grăbește noaptea e lungă, iar lene se străduiește să păstreze o distanță ambiguă. Pe mine mă obsedează trabantul. Există o incompatibilitate stridentă între personaj și sculă. Nu se leagă, nu rimează cu nimic, ca și cum ai purta joben și o pinci. Poate fi și o întâmplare, opinează Ene. Să fi împrumutat trabantul având probleme cu personala. În spatele meu babui nu mârie. Prosti! Când am pe cap un șir de crime, întâmplarea sau coincidența nu mă conving. Găsesc portun să plasez un panseu. Și ce spune Andrei Ghide? Ideile imoabile fixe ne conduc spre moarte. Babui nu mi împinge ce-a făcut degetul. Nu mă interesează ce spunea homosexualul ăla și, în general, toți șmecherii din la rus. Nu tot ce aparține unui geniu și genial. Fiecare avem dreptul să emitem și tâmpenii. Tregeți-o în carnețel și punem paranteză. Costică bădoiu. Continuă să mă gâdile pe ceafă. Mașina îl zice se, da. eu știu că vrea să mă enerveze. Reușește. Termin o dată! Scobește-te nas dacă n-ai ce face cu degetul ăla. Am străbătut cea mai mare parte din calea Victoriei, la biserica Crețulescu, Face dreapta și coboară spre magazinul Adam. Pe Câmpineanu, luminăție care pe moment face Parisul să nu ți se mai pară chiar atât de departe. Ceasul de la Biserica Luterană arată ora exactă. E singurul ceas din București care nu minte niciodată. Verificat. Alături la Velvet, distracția e întoi. Ne angajăm pe Prezoianu. Știu unde se duce, exclamă Bădoiu. Pui un pariu, repede până ajungem. Ești deștept ca văcăroiu, să duce la tovarășul Salam, mare brânză. Tovarășul Salam, Petrăchescu, era responsabilul complexului alimentar din piața Amzei. De vreo trei ani și-a deschis un bordel clandestin în apropiere de cheiu Dâmboviței. Poliția închide deocamdată ochii, interese legate de acțiuni care vizează rechindolofani. Ai pierdut pariu!" strigă babuinu. Uite că nu s-a dus la tovarășul Salam." Într-adevăr, ți-a stat depășit stabilimentul. Mai parcurgem circa 200 de metri și totul devine un vălmășală. Dracu știe de unde, dar țâșnește un camion aparținând firmei Pepsi Cola de dimensiunile unui tir. Se interpune între noi și țeastă blocând intersecția de la domnița Anastasia. Rămâne înțepenit în mijlocul drumului ca un monument istoric. Ce faci, domnule?" șoferul să hlizește. Bine, mersi, ei, eh, matale? Mută dricu, dracului să putem trece!" urlă bădoiu. Dacă mă împingi, mata, eu n-am nimic împotrivă. Coboară și începe să scotocească motorul. Babui nu înjură. Tipul se enervează, înjură și el. Ce ai, nei, că ți-a intrat ceva în ureche? Crezi că mi-am instalat dormitorul aici? Ei, beleaua dracului, ia urnește-o dumneata. Între timp, pe trabantul în urmărire prin radio. Noi facem cale întoarsă. Ți-a asta scăpată undeva pe chei. Așa a fost mai șmecher. Găsim trabantul abandonat în fața teatrului Bulandra. El s-a topit probabil cu un taxi. Mă fulger o idee. Înapoi la crocodil. Rapidissimo. Bădoiu mă cercetează bănuitor. La ce te gândești? Nu știu care e situația exactă a trabantului, dar aș paria că autoul personal îl așteaptă la club. Când și-a dat seama că-i filat, a luat prima trotinătă care i-a venit la îndemână. A abarnare cu ea parține, important este să nu-i cunoaștem propria mașină. Prin care i-am fi lui de urmă, completează bădoiul. Hai să fim serioși, trec și peste chei să zicem că e un profesionist. Dar de ce a ales tocmai un traban? Era foarte departe parcat, și din colimatorul bodegarilor care ar fi putut observa că i furată mașina vreunui cunoscut al localului. Iar dacă ai fi fost mai atent, ai fi băgat de seamă că în mai toate celelalte la câte un șofer. Merg pe mâna ta. Ce intenționa mai departe? Dacă nu intervenea cretinul ăla de la Pepsi-Cola, cum se fofila? Pe ce amizat? Nu știu. Ei ne întoarce capul spre mine, deși i-am spus de o mie de ori că dacă e la volan și eu alături, nu vreau să-i văd decât profilul. Credeți că incidentul Pepsi a fost regizat? Ca am greu să scos din pălărie un mastodon ca ăsta la comandă. O să vedem raportul bulgărașilor care l-au luat în primire. Bă, doi urume, ipoteza mea. Tu zici că s-a întors acum la club ca să-și ia mașina? Dacă nu are complici. Chiar acum, când pierzi vânatul pe drum, nu l cauzi la potou. Pentru că, mă, normal, niciun urmări nu se întoarce la linia de start. Își mai face socoteala că dacă vrem să punem clubul sub supraveghere, am avut încă timpul material să o facem. Deci e momentul, secunda, să-și recupereze bdv -ul. Da, ca teorie sună destul de bine. Să vedem acum dacă ți asta e dispus să-ți respecte itinerarul. Eu unul așa și procedat. Cu vreo 50 de metri înainte de a ajunge la crocodil, ne iese în față un taximetru de la firma Valentino. Îl oprim. Sar jos, mă legitimez și intru un subiect fără uvertură. Pe cine ai dus la crocodil? E tânăr, frumușel și dezghețat, răspunde prompt. Un bărbat singur, cam la vreo 50 de ani, cu aer de bos. ceva mai slu decât dracu? Ce vrei să spui? O, îți face impresia că-i sculat în morți. Dacă eram pe lângă Belu, nu-l îmbarcam. Poți să jur că-i vreun post morte mi-a dat. De unde l-ai luat? De la nu eram în stație. Când? Se uită reflex la ceas. Să fie ca în jumătate de oră. Adaugă anticipându-mi întrebarea. Prezi doții asta la o parolă cu colegii. Așteaptă mușterii de primul cântat al cocoșilor. Aș mai fi rămas, dar am primit o comandă prin radio. Tipul a intrat în local? Nu. No. A făcut niște pași, mi-am închipuit că așteaptă pe cineva, pe urmă s-a pierdut prin parking. Impresia mea spune, luați-o sub beneficiu de inventar, faci dreptul? Da, la FF. Am avut senzația că individul a luat o mașină din parcare și a plecat mai departe. Insist, simplă impresie. Abia prinsesem țigara când am auzit o babană de marând. Motor în patru timp, silențios. M am gândit la el pentru că era pustiu în zonă. Doar noi șoferii care stăteam la o gargară. Îl las să plece și caut ochii lui Bădoiu. Ei? Și pun tâlc, nu glumă. Ei și? mi întoarce. Ți-au ieșit, Bobi, chestia e ce-am câștigat. Caută în o bucurește o babană în patru timp silențioasă. Spor în ramura, amigo. E, ne intervine. Aveți un mesaj ca Bob. Va căuta Nina. Vă rog să o contactați neapărat în noaptea asta, e la Gramama. La Coana Urica. Mă sperii. Ce imprudență. Intră în panică și babuinul impresionat devine uman. Stai blând, nu te agita, că avem lampă de veche. Decidem pe loc. Bădăiu și Ene rămân la club în vederea unor interviuri. Eu o asaltă de presimțiri sumbre. O vire zurge înspre Coana Urica.